Incidența acumulată a cazurilor de infectări cu SARS-CoV-2 în județ a scăzut sub 2 cazuri la mii de locuitori, după ce de aproape 2 săptămâni numărul persoanelor diagnosticate cu COVID s-a redus considerabil. Situația se reflectă și asupra gradului de ocupare a paturilor destinate tratării pacienților infectați cu virusul chinezesc, acesta coborând sub 15%. În ultima perioadă numărul de pacienți a scăzut, numărul de prezentări a scăzut din fericire. Numărul de pacienți pe secție acum este mult redus, sperăm să se mențină sau să scadă chiar, iar formele sunt mai ușoare. Cât sunt în momentul de față internații pe secția de infecțioase, cât sunt pe ATI, dacă avem copii internați? Momentan, din câte știu, avem în jur de 14 pacienți pozitivi pe secția boli infecțioase, toți cu forme, zic eu, moderate, unii cu necesar de oxigen, unii fără. La ultimele raportări, 2 copii cu stare bună, fără probleme, iar în ATI, din câte știu, 0 pacienți. COVID, confirmați COVID, 0 pacienți. Conducerea principalei unități spitalicești din Olt a luat deja primele măsuri pentru ca activitatea în unitatea medicală să revină la normal. Aceasta speră ca în scurt timp specialiștii să-și reia în totalitate activitățile de dinainte de pandemie. Vorbim de o reorganizare a secțiilor, vorbim de o reorganizare în sensul în care bolile infecțioase deja au fost mutate în blocul de infecțioase, iar în blocul de medicale vor reveni secțiile ce erau înainte. Această reorganizare nu se poate face înainte de a face o curățenie și o evaluare a spațiilor. Este posibil ca în condițiile în care va crește din nou numărul de cazuri să se revină? Eu cred că numărul de cazuri nu va crește atât de mult încât să se revină la situația în care am fost în ultimele valuri. La nivelul județului Olt, aproape jumătate dintre localități au o incidență cumulată sub un caz la mii de locuitori. Cea mai mare rată a infectărilor se înregistrează în comuna Cungrea, unde incidența acumulată a cazurilor COVID pe ultimele 14 zile este de peste 5 cazuri la mii de locuitori.